Viță și de oi și de mielușai. Și voi pun, da, în mâna celor batjocoritori. Da, pe mâna lor le voi. Ca să știți că vine timpul să le cer socoteală. Pentru că, zice Duhul Sfânt, le-am dat timp suficient de pocăință. De umilință, zice Duhul Sfânt, de a privi la mine cel ce-am stat în cuie, zice Duhul Sfânt, pentru fiecare mielușel și pentru fiecare oiță. Cel ce mi-am dat viața, aleluia, ca voi să aveți viață veșnică. Le voi cere socoteală și în curând, zice Duhul Sfânt, veți vedea o priveliște amarnică. Când pentru o bucată de pâine sau pentru o bucată, zice Duhul Sfânt, de mâncare, se vor lepăda de mine ca și cum niciodată nu m-am cunoscut. Iată, zice Duhul Sfânt, vă spun să vegheați și să nu vă uniți cu duhurile acestea a răutății, a înșelăciunii, a minciunii, a fără de legii, care vor fi îngăduite să lucreze, zice Duhul Sfânt. Vor fi îngăduite pentru că am dat timp suficient pentru poporul meu ca să fie crescut, ca să fie hrănit, ca să fie adus la o stare, zice Duhul Sfânt, de sfințenie, ca să mă întâmpine pe mine, pe noi aici. Iar cât despre voi care vă temeți de numele meu, care îmi slujiți, zice Duhul Sfânt, eu am putere să vă țin și vă voi da lumina ca să vedeți clar pe drumul acesta care este în fața voastră. Nu vor fi două posibilități, numai una. Dar iată, zice Duhul Sfânt, voi fi cu voi. Iată vă voi susține. Slavă Domnului. Iată vă voi întinde mâna mea străpunsă de cuie și vă voi apuca și voi voi înconjura, zice Duhul Sfânt. Slavă Domnului. Și nu voi îngădui ca să cădeți. Pentru că, iată, în timpul acesta se iau hotărâri în cer și se vor duce în curând la îndeplinire pentru cei ușuratici. Pentru cei, zice Duhul Sfânt, care au luat cuvântul meu în derâdere, pentru cei batjocoritori și pentru cei care acum zic că mă iubesc și mă urmează, dar inima lor este departe de mine, doar cu gura. De aceea, zice Duhul Sfânt, strângeți rândurile. Așa puțin cum sunteți, zice Duhul Sfânt, va veni timpul când nu se vă mai puteți aduna. Și va fi o ferice dacă veți fi doi într-o casă care vă veți putea uni în rugăciune. De aceea vine timpul ca să priviți în sus, să vă încredeți, zice Duhul Sfânt, și vă promit că cu niciun chip n-am să vă găsesc, că va veni timpul acesta când nu vă veți mai putea aduna doi sau trei împreună, zice Duhul Sfânt.